Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o negresă, dar puțin mai de fiți, așa? O negresă cu jeleu de afine, iar la urmă îi vom pune și un moț din ăla frumos, din frișcă naturală vanilată. O prăjitură cu adevărat demnă de mese de sărbătoare sau de o masă în familie. Eu îmi fac cumpărăturile la Profi, îmi este cel mai la îndemână, fiind la țară, la Profi găsesc tot ce vreau, pentru că magazinele Profi sunt peste tot, și la țară, și la oraș. Am găsit acum afine din acestea, din gama proaspete de la noi, afine de cultură românești. Am luat două caserole să-mi ajungă. Ce bune sunt! O caserolă am mâncat-o la micul dejun pentru că sunt grozav de bune. Vă recomand să căutați aceste fructe și legume din gama proaspete de la noi, de la Profi. Ce folosim pentru această rețetă? Pentru aluatul de negresă folosim 4 ouă, mărimea iem, le-am separat albuș și gălbenuș, ouă foarte proaspete, este important să fie proaspete, 180 de grame de făină albă tip 650, 300 de grame de zahăr, 50 de grame de cacao neagră neîndulcită, 10 grame de praf de copt, un pliculeț, 180 de ml de ulei, 100 de ml de lapte, un praf de sare. Asta folosim pentru aluat. Eu vreau să fie aluatul simplu, să simt doar gustul de cacao, care se va combina cu afinele. Dacă doriți, în acest aluat puteți adăuga o lingură de rom sau vanilie sau un pliculeț de praf de zahăr vanilat sau una-două linguri de vișinată sau coniac. Repet, eu vreau să las totul simplu. Pentru jeleul de afine vom folosi 500 de ml de apă, 500 de grame de afine, o să dăm deoparte câteva pentru decor mai mari, 10 grame, un pliculeț de gelatină și o lingură de zahăr. Nu pun mai mult zahăr, pentru mine este suficient. La urmă o să facem și frișca, dar trebuie să stea la rece. Haideți să facem acum negresa. Punem la bătut albușurile, adăugăm un praf de sare, la început, viteză mică, mărim viteza după câteva secunde până ajunge viteză maximă. Lăsăm să se bată albușurile până când vor deveni o spumă tare. Când albușurile sunt bătute spumă tare, așa de tare, vedeți? Punem zahărul. Continuăm să batem albușurile, prima dată la viteză mică, timp de câteva secunde, apoi mărim treptat până ajungem la viteză mare. Și lăsăm să se bată albușurile până când se dizolvă tot zahărul și obținem o bezea tare și lucioasă. Spre final, adăugăm și gălbenușurile și continuăm baterea. Peste crema de ouă adăugăm uleiul, puțin câte puțin. Amestecăm ușor. Laptele. Amestecăm. Prin sită punem acum făina, praful de copt, cernem și amestecăm ușor de jos în sus. Cacaoa, la fel cernută, pentru că poate să mai aibă cocoloașe. Vedeți că mai sunt mici aglomerări. Amestecăm ușor, de jos în sus.
și restul de făină. Adunăm tot de pe margine și mai amestecăm până la fund, să fim siguri că s-a uniformizat totul foarte bine. Apoi turnăm în tavă. Eu am aici o tavă pătrată cu dimensiuni de 25x25 de centimetri. Se tapetează cu hârtie de copt sau se unge cu ulei și se tapetează apoi cu făină. Mergem la copt acum. Coacerea se face la 160 de grade, foc sus-jos la cuptoarele electrice sau foc mediu la cuptoarele pe gaz. Aproximativ 40 de minute. Nu deschidem cuptoarele în primele 30 de minute. După 30 de minute, deschidem cuptorul și palpăm ușor deasupra și vedem dacă este gata. Negresa s-a copt, am scos-o din tavă și am lăsat-o la răcorit. Vedeți cât e de frumoasă. Punem acum gelatina la hidratat. O pun direct în cratița în care voi topi gelatina. Adăugăm undeva la 100 de ml de apă, amestecăm. Și o lăsăm să se hidrateze timp de 10 minute. Mai adăugăm puțină apă peste gelatina care s-a hidratat. Undeva la 500 de ml de apă să avem. Și amestecăm. Se dizolve toată la foc foarte mic. Nu trebuie să dea în clocot. Mare atenție! Când nu se mai văd granulele, oprim focul. Adăugăm acum și zahărul. Dăm deoparte de pe foc și amestecăm că se dizolve și zahărul. Pentru că este călduță gelatina. Am pus blatul răcit înapoi în tavă, de jur împrejur. Eu am pus o bucățică de folie de acetofan. Puteți pune hârtie de copt. Răsturnăm afinele deasupra. Oprim câteva afine mai mari pentru decor, nu uitați. Și turnăm deasupra gelatina. Dăm la frigider și lăsăm să se întărească gelatina deasupra. Pregătim frișca pe care o punem deasupra la negresa noastră cu afine. Ce folosim? 500 de ml de smântână pentru frișcă, frișcă lichidă naturală. 500 de ml foarte rece de la frigider. 100 de grame de mascarpone. Mascarpone la fel, rece de la frigider. Dacă acestea două vor fi calde, crema noastră se va tăia. Mai folosesc 50 de grame de zahăr, 2 linguri. Este suficient, nu vreau să fie mai dulce și puțin extract de vanilie. Puteți pune un pliculeț de zahăr vanilat. Punem frișca la bătut. Adăugăm de la început zahărul, vanilia și mascarpone. Punem la bătut prima dată la o viteză mică, să nu sară foarte tare, și apoi, pe măsură ce vedem că se încroașă, mărim viteza. Stăm cu ochii pe robot, pentru că în maxim 5 minute va fi bine bătută. Nu lăsăm să se bată crema aceasta prea mult, pentru că altfel se taie, se transformă în unt și nu mai putem repara. Așa arată crema noastră. S-a întărit gelatina aici. Punem deasupra frișcă. Întindem frișca peste afine.
întins frișca peste afine. Am tăiat 3 bucăți de prăjitură și facem decorul. Punem câteva afine deasupra ca decor. Rupem o bucățică de prăjitură. Cât de fină și de bufoasă este negresa, se vede stratul generos de afine și frișca naturală. Este o bunătate de prăjitură. Lăsați-o la rece peste noapte. Eu am tăiat-o acum caldă imediat, dar dacă o lăsați peste noapte la rece, va fi extraordinar de bună. Gustăm prăjitura. E senzațională. Combinația asta de negresă pufoasă este rețeta aia mea de negresă moale și pufoasă și ușor de făcut, cu frișcă naturală și cu afinele astea care sunt dulci, dar foarte puțin acrișoare, sunt proaspete, proaspete de la noi, o nebunie. Combinația, n-am cuvinte să vă spun ce bună e. Un vis. Un vis. E o minune de prăjitură ușor de făcut, cu ingrediente foarte bune. Bun cu bun se face. Vă invit să probați rețeta. Sunt Gina Bradea. Vă mai aștept să mai gătim împreună și alte bunătăți. La revedere!